Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Itinerar Bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, am văzut până acum pregătirile pentru venirea Fiului lui Dumnezeu în această lume. Iată acum relatarea istorică foarte minuțioasă a nașterii lui Isus legată de înscrierea poruncită de autoritățile romane. Relatarea simplă despre vizita magilor este legată de cea sublimă a vizitei oștirii cerești. Domnul Isus a fost dus la templu când a împlinit 8 zile pentru a fi circumcis conform legii mozaice, în urma vizitei la Ierusalim avem cele două cântări ale lui Simeon și Ana. Și acestea ar fi evenimentele cuprinse în capitolul 2 al Evangheliei după Luca. Înainte de a parcurge textul celui de al doilea capitol, este necesar să ne facem o imagine de ansamblu, un context al evenimentelor prezentate aici. Așa cum am mai spus, Evanghelia după Luca are un pronunțat caracter istoric și este scrisă în special pentru greci, și mai ales pentru intelectual. Ea are și un important scop spiritual, acela de a-l prezenta pe Fiul lui Dumnezeu. Neander, unul din sfinții din trecut, a făcut următoarea afirmație. Citez. Cele trei mari națiuni istorice și-au adus fiecare contribuția ei particulară la pregătirea solului pentru sămânța creștinismului. Evrei prin elementul religios, grecii prin elementul artei și al științelor, romanii ca stăpân ai lumii la vremea aceea prin elementul politic. Am încheiat citatul. Fiecare din evangheliile lui Matei, Marcu și Luca era adresată unui anumit segment al umanității. Matei a scris pentru evrei, Marcu pentru romani, Luca pentru greci. Dr. Gregory, un cercetător celebru al scripturii, a scris, citez, Grecii se deosebesc clar de celelalte popoare istorice prin caracteristici bine marcate, ei erau reprezentanții gândirii și ai umanismului în lumea veche. Ei considerau că au misiunea de a perfecționa omul prin cunoaștere. Am încheiat citatul. Dragii mei, erau cosmopoliții acelor timpuri. Grecii își făceau zei după chipul omului, chiar și după propriul chip, și, prin urmare, au alăturat culturii umane păgânismul și deșertăciunea lumească. Pavel a fost persoana cea mai potrivită pentru a merge la Atena și a ilumina pe greci cu privire la altarul ridicat unui Dumnezeu necunoscut. Iar doctorul Luca, un nevreu, a mers cu Pavel. Misiunea grecilor era așadar o componentă a pregătirii lumii pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Oamenii acelei vremi erau forțați să simtă și să mărturisească insuficiența gândirii omenești, chiar și în stadiul cel mai înalt de dezvoltare, pentru eliberarea și perfecționarea omenirii. Ea îi lăsa pe oameni în așteptare, cu dorul după cineva care să vină și să împlinească ceea ce le lipsea. Limba greacă a devenit un vehicul pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Era limbajul artei. Evanghelia a fost transmisă lumii în limba greacă. Dumnezeu l-a folosit pe Alexandru cel Mare pentru a face posibil acest lucru. Iată ce spune Hausen despre Alexandru cel Mare. Citez. El a luat nevoadele plase civilizațiilor care zăceau în neorânduială pe țărmurile asiatice și le-a răspândit pe tot cuprinsul celorlalte țări pe care le-a traversat în campaniile sale extraordinare. Răsăritul și apusul au fost aduse la oaltă. Triburi separate au fost unite sub o conducere comună. Au fost construite noi cetăți ca centre ale vieții politice. Au fost deschise noi căi de comunicație și noi rute comerciale. Noua cultură a pătruns dincolo de lanțurile muntoase din Pisidia și Licaonia. Tigrul și Eufratul au devenit râuri grecești. Limba Atenei era auzită în coloniile evreiești din Babilonia, și un Babilon grecesc era construit de către un cuceritor în Egipt, un oraș care avea să-i poarte numele. Am încheiat citatul. Acest oraș este Alexandria și el există și astăzi. Rețineți aceste date înainte de a trece la relatarea nașterii lui Iisus Hristos, pentru că sunt foarte importante. Ele fac parte din cadrul acestei nașteri. Dar să vedem ce relatează Luca. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Chirinius. Un cititor neavizat care dă peste cuvintele să se înscrie toată lumea, își poate închipui că Imperiul Roman înregistra și populația României sau Statelor Unite ale Americii. Cuvântul grecesc pentru lume era oicumene și însemna pământ locuit, referindu-se la lumea civilizată a acelui timp. Strămoșii noștri europeni necivilizați din perioada aceea nu erau incluși în această numărătoare, deși lui Cezar August i-ar fi plăcut să-i aibă și pe aceștia subdominația sa. Dar, Cine era Cezar August? El era fiul adoptat al lui Iulius Cezar. De fapt, numele lui era Octavianus, dar și-a luat numele de Cezar. Augustus era un titlu, nu un nume. Când senatul i-a prezentat titlul precum rege, împărat, dictator, el nu a fost satisfăcut cu niciunul din ele. În loc de acestea, el a ales titlul de Augustus. Acesta avea o semnificație religioasă și reprezenta o încercare de a se autodeifica. Doctorul Luca nu l-a menționat din întâmplare pe Cezar August. Acest om a semnat un decret prin care întreaga lume care se afla sub stăpânire romană trebuia să plătească taxe. Iată, deci, că taxele nu sunt o noutate. El avea nevoie de bani pentru a susține o armată cu ajutorul căreia să păstreze controlul asupra vasului său imperiu și pentru a putea trăi el însuși în lux. Mai observați și detaliul istoric oferit de Luca, prin care spune că această înscriere a fost făcută încă o dată, pe când un anume Chirinius era dregător în Siria. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună, ea logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într troiesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Iosef și Maria au ieșit din Nazaret, din Galileea, și s-au dus în Iudeea, la Betleem, pentru că acolo era cetatea lui David. Iosif a procedat astfel pentru că și el era din familia lui David. De deci ce a mers și Maria tot la Betleem? pentru că și ea era din familia lui David. Dragii mei, sunt entuziasmat de acest pasaj de o mare acuratețe istorică, plin însă și de un bogat conținut spiritual. Cezar August încerca să se facă pe sine un zeu. El voia să fie venerat de supuși. Acest om a semnat un decret care îi obliga pe acești oameni simpli să facă un drum atât de lung de la Nazaret, unde locuiau, la Betleem, pentru a se înscrie pe niște liste. Aceste femeie îl purta în pântece pe Fiul lui Dumnezeu. Nu este impresionant? Cezar August a încercat să se proclame zeu și să forțeze întreaga lume cunoscută să-i plătească biruri, dar nimeni nu se mai închină astăzi. În schimb, milioane de oameni se închină astăzi copilașului pe care să se nască în acele zile. Ires este acum mântuitorul nostru. Cezar August a fost doar unealta folosită de Dumnezeu pentru împlinirea profeției făcută de Mica, care spune așa Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene a lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Totul s-a întâmplat conform planului lui Dumnezeu. Dacă cineva ar fi spus lui Cezar atunci, nu-ți dai seama că femeile însărcinate vor fi nevoite să pornească la un drum greu și dificil pentru a-ți ție taxele cerute în acest fel? Poate că el ar fi spus. Nu-mi pasă nici de copii, nici de mamele lor. Mă interesează taxele, armatele, banii și luxul. Toate acestea au dispărut astăzi, cu tot cu cezar. Doctorul Luca prezintă și cele mai fine detalii omenești în acest fragment. El spune că Maria l-a înfășat în scutece pe nou născutul fiu al lui Dumnezeu. Vă puteți imagina scutece și hăinuțe de bebeluși pentru fiul lui Dumnezeu. Parcă nu este greu să ne imaginăm așa ceva, dar el era cu desăvârșire om. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de în noaptea împrejurul turmei lor. Mulți oameni pun următoarea întrebare. Când s-a născut Isus Hristos? Nu se poate să fi fost în toiul iernii, pentru că atunci păstorii nu ar fi stat afară noaptea să-și vegheze turmele. Dar, până la urmă, data exactă a nașterii lui Isus este irelevantă, așa cum este și data exactă a morții lui. Scriptura nu spune când s-a născut Isus Hristos. Important este că s-a născut. Scriptura nu spune când a fost răstignit Isus. Important este că El a murit pentru păcatele noastre. Iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Este minunat să vezi un nou născut și vederea lui te umple de duioșie. Inima ți se deschide față de el. Așa a intrat Dumnezeu în această lume. El ar fi putut intra în lume cu putere și mare slavă, așa cum o va face la a doua venire pe pământ. Dar prima dată, el a ales să vină în felul cel mai zmerit cu putință, ca un prun nou născut. El nu a renunțat la divinitatea lui, ci numai la slava sa. La întâmpinarea lui ar fi trebuit să fie prezenți mult mai mulți. De fapt, toată creația ar fi trebuit să-i aplaude venirea pe pământ. În loc să strângă taxe și biruri, Cezar ar fi trebuit să fie acolo, la Betleem, și să se închine înaintea Fiului lui Dumnezeu. Isus Hristos l-ar fi putut forța să facă acest lucru, dar nu a făcut-o. El nu a renunțat la divinitatea sa, ci numai la prerogativele divinității. El a venit în lume ca un copilaș. Dar iată ce le mai spune îngerul acestor păstori. Iată semnul după care îl veți cunoaște veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Observăm din nou că Luca pune un mare accent pe umanitatea Domnului nostru. El a venit în această lume ca o simplă ființă omenească. A putut simți toate slăbiciunile noastre. Dumnezeu cunoaște foarte bine omul pe care l-a creat. El mă cunoaște pe mine și vă cunoaște pe fiecare dintre voi, dragi ascultători. Dumnezeu ne înțelege perfect pentru că a venit în această lume în trup omenesc și a trăit ca oricare alt om. Aceasta înseamnă că și noi putem cunoaște câte ceva despre Dumnezeu. El a luat asupra lui umanitatea noastră. Deodată, împreună cu Îngerul s-au unit o mulțime să cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Îngerii nu au spus să fie pace pe tot pământul. Ci s-au referit la pacea oamenilor plăcuți lui Dumnezeu. De ce fac această subliniere? Pentru că, așa cum spune Isaia, cei răi n-au pace. Nu poate exista pace atâta vreme cât trăim într-o lume dominată de satan, dar este o pace pentru oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Dacă l-ați acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al vostru, atunci cu siguranță veți cunoaște această pace a lui Dumnezeu. În epistola către Romani, capitolul 5, versetul 1, este scris: Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta este pacea pe care a adus-o Hristos la prima sa venire pe pământ. La cea de-a doua venire a lui Hristos, El va veni ca prinț al păcii. Atunci El va alunga nelegiuirea și răzvrătirea din lume. El va instaura pacea pe pământ. Dar nu poate fi pace. Nu poate exista pace atâta vreme cât trăim într-o lume dominată de satan, dar este o pace pentru oamenii plăcuți ai lui Dumnezeu. Dacă l-ați primit pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al vostru, veți cunoaște cu siguranță această pace a lui Dumnezeu. În epistola adresată romanilor, în capitolul 5, este scris Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Aceasta este pacea pe care a dus-o Hristos la prima sa venire pe pământ. La cea de-a doua venire a lui Hristos, el va veni ca prinț al păcii. Atunci va alunga nelegiuirea și răzvrătirea din această lume. Va instaura pacea pe pământ. Dar nu poate fi pace pe pământ până la venirea lui a doua oară. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții. Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Păstorii s-au grăbit spre Betleem. Acolo i-au găsit pe Iosif, pe Maria și pe pruncul Isus. Au fost probabil primii care l-au vizitat pe Isus pentru că Matei ne spune că magii au ajuns mult mai târziu. De fapt, când au ajuns magii la Isus, el locuia deja într-o casă și trecuseră câteva luni bune. După ce l-au văzut, ei au istorisit ce le se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră și care erau un tocmai cum li se spusese. Maria a cântărit toate aceste lucruri în inima ei, așa cum ar fi făcut orice mamă. Din cauza faptului că viața lui era pusă în pericol, Maria și Iosif au luat copilul și au plecat în Egipt pentru un timp. Apoi s-au întors în Nazaret. Și pentru că se născuse în trup de om și sub legea mozaică, părinții lui Isus au respectat cerințele acestea. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Conform legii mozaice, femeia era considerată necurată timp de 40 de zile de la nașterea copilului. Maria, păcătoasă fiind, trebuia să aducă o jertfă lui Dumnezeu. Ea avea nevoie de un mântuitor, așa cum am spus, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului și ca să aducă o jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Dragii mei, Maria și Iosif au adus ca jertfă o pereche de turturele. Aceasta este o dovadă a sărăciei lor. Jertfa era pentru Maria, nu pentru copil. După câte știm, el nu a adus niciodată vreo jertfă. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mâna de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Isus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea. Un bărbat pe nume Simeon era în templu, prin Duhul Sfânt, când a fost adus Isus pentru a fi înfățișat înaintea Domnului conform legii mozaice, omul acesta recunoaște cine este. Dumnezeu îi promisese lui Simeon că va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și ce a văzut Simeon? Un copilaș. Dragii mei, mântuirea este o persoană și această persoană este Domnul Isus Hristos. Mântuirea nu depinde de faptele noastre, ci numai de El, de Isus. Dacă-L aveți pe El, sunteți mântuiți. Dacă nu-L aveți, Indiferent ce faceți, mântuirea nu va aparține. Problema este doar credeți în el, dragi prieteni. Am spus și despre Simeon că va cânta. Iată cum sună cântarea lui. Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit o să fie înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Aceasta este o afirmație remarcabilă, ținând cont de faptul că vine de la un om cu o perspectivă oarecum limitată asupra vieții. Aceasta pentru că era limitat într-o anumită arie geografică. Și totuși, el a văzut pe cel care urma să fie mântuitorul întregii lumi. Acum, evreii considerau că mântuirea era valabilă numai pentru ei, dar iată că acest om este inspirat de Duhul lui Dumnezeu și înțelege că mântuirea, văzut atunci, era pentru întreaga omenire. Aceasta este una din caracteristicile uimitoare ale cuvântului lui Dumnezeu. Deși este dat unui popor anume, este adresat cu siguranță în lumii întregi. Nicio altă religie nu se adresa unei audiențe atât de largi. Dacă veți cerceta, veți observa că religiile acelei vremi erau religii naționale. Fiecare popor își avea religia lui. Spre deosebire de acestea, creștinismul este o religie universală, este o religie pentru toată lumea. Dragii mei, creștinism nu este decât ceea ce Dumnezeu a oferit acestei lumi pentru a putea fi mântuită și pentru a intra în legătură cu el. Teoria potrivit căreia toate religiile duc în cele din urmă către Dumnezeu este una cât se poate de falsă. Nici măcar în domeniul căutării, Creștinismul nu are teren comun cu acestea, întrucât, în timp ce acestea încearcă să răspundă omului care îl caută pe Dumnezeu, creștinismul le vorbește despre un Dumnezeu care ne caută pe noi, oamenii. Lucrul acesta, dragi prieteni, trebuie să aducă o mare liniște sufletelor noastre, deoarece aceasta ne vorbește despre dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.